Cătâng este membru al Partidului Național Liberal și este opțiunea noastră pentru candidatura la primăria Băilești. Momentan este doar opțiunea Partidului Național Liberal. Sperăm însă că în urma discuțiilor pe care le putem avea cu Partidul Social Democrat, România să devină candidat al USR. Și în opinia noastră și după măsurătorile pe care le avem, are foarte mari șanse de a câștiga primăria acestui municipiu important al județului nostru. Tot m-am educat. Consider că e o datorie de onoare ca să fac acest lucru. E o datorie de conștiință, în primul rând, să fac ceva și pentru Băilești. Pentru un Băilești care la Revoluție încoace se află într-o involuție continuă. Unități economice ale Băileștului au dispărut încet încet. Au fost tăiate cu sudură. Agricultura a regresat vizibil, dispărând un sistem de irigații bine pus la punct. O câmpie a Băileștului, noastră, cu o calitate a solului deosebită pentru agricultură, este amenințată puternic cu desertificarea, motiv pentru care în programul meu voi avea înființarea lizierelor, a perderilor de protecție, iar că la Băilești lucru se oprește ploaia pe la Galicie. Sunt multe de spus despre Băilești, nu o să vă descriu în linii mari cu detalii, chiar programul meu la Băilești, nici nu avem timp acum, dar o să o facem la momentul potrivit. Voi purta un dialog permanent cu dumneavoastră, sunt unis al dialogului așa cum bine știți. Trebuie umblat și la mentalitatea cetățenilor din Băilești, o zonă pe care eu iubesc mult de tot. Este singurul pet de cer sub care mă simt bine la Băilești. Nu vă spun așa retoric. Sunt sentimente curate. La Băilești am putut să dorm într-un hotel din cer de stele. Deci este singurul loc din lume unde am putut să dorm într-un hotel din cer de stele. Noaptea, afară, sub cerul liber. De asta spun lucrul ăsta. Merg la Băilești cu gânduri curate de a face oamenii să se poată privi din nou în ochi. Nefiind mobilizat de gânduri mesine, de îmbogățire, nu voi avea de-a face cu o asemenea fenomen. Asta nu înseamnă că nu vor fi atrași la Băilești oameni de afaceri din România care conține noțiunea de național. Național, dar sunt toate, sunt democrate, sunt populare, sunt național. Deci am făcut acest pas, am ales acest partid pentru respectul pe care l-am pentru istorie, pentru eroii din istoria neamului nostru, cărora nu le-a fost niciodată jenă să pronunțe cuvântul patrie. Deci ăsta este motivul esențial pentru care am ales. Și pentru oamenii săi actuali. Este adevărat, în care am foarte mare încredere și cred că împreună vom face un lucru bun la Băilești. Sper să fie și un nou guvern și să ajute băileștenii, pentru că dacă nu sunt bani, nu se pot face mari lucruri. Eu sper în acest... N-am să vă spun o replică din teatru. Probabil una din Caligula. Din Caligula, da. Curat Murdar, pe da, și Curat Murdar, dar nu să vă să reiau vorbele unui poet de limbă română din granițele încă neoficiale ale României, al lui Grigore Vieru, care spunea următorul lucru. Când într-o țară lucrurile mână bine, sunt doi potențiali vinovați.
poporul sau guvernul. Cine e de vină să fie schimbarea. Putem schimba poporul? Dar cum veți întâmpla? Voi încheia aici, voi încheia pentru o perioadă, sper să revin. După 4 ani. Patru ani, sper să revin. Deci... Deci dacă ieșiți primar, vezi, nu s-a la curioare.